Bună, eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gheteșteușor.ro. Pentru că este iarnă și acest anotimp ne îmbie să consumăm tot felul de băuturi calde, m-am gândit că ar fi potrivit să vă arăt cum puteți să preparați chiar acasă o delicioasă ciocolată caldă. Pentru această ciocolată caldă, care este foarte gustoasă și foarte aromată, o să folosim 400 de ml de lapte, 120 de ml de smântână lichidă pentru frișcă, 90 de grame de ciocolată cu lapte, 60 de grame de zahăr, 15 grame de cacao, un praf de sare și 2 ml de esență de vanilie. Vom amesteca mare parte din ingrediente într-o crăticioară care poate fi pusă pe aragaz, pentru că o să facem ciocolata caldă pe aragaz. În ea am să pun zahărul, cacao și praful de sare și voi amesteca foarte bine, astfel încât cacao să nu facă cocoroașe. Voi adăuga laptele. Voi amesteca foarte bine. Voi adăuga și smântâna lichidă. Am pus toată smântâna, voi amesteca foarte bine și vom merge la aragaz pentru a găti ciocolata noastră caldă. Voi încălzi acest delicios amestec până când zahărul se dizolvă, nu trebuie să-l dăm în clocot, trebuie doar să încălzim și să ne asigurăm că toate ingredientele sunt foarte bine amestecate. Compoziția mea s-a încălzit, miroase foarte plăcută a ciocolată cu lapte. Acum voi pune jumătate din bănuții aceștia de ciocolată. Și voi amesteca, îi voi lăsa până când se vor topi. Ciocolata s-a topit, acum voi pune și restul de ciocolată, restul bănuților. Și de data aceasta voi amesteca doar până când sunt ușor topiți, până când compoziția este catiferată. Bănuții aproape că s-au topit, compoziția este foarte omogenă, voi opri focul și o voi da deoparte. Am dat ciocolata caldă de pe foc, miroase foarte, foarte bine. Acum voi pune esența de vanilie, o voi amesteca și este gata pentru a fi servită. Voi turna acum ciocolata caldă într-o cană. Este foarte, foarte catifelată. Și pentru servit, eu am ales să pun câteva bezele de zahăr, care se vor topi și vor fi foarte, foarte gustoase. Ciocolata caldă este gata, sper că v-a plăcut rețeta mea și că o veți savura împreună cu cei dragi. Dacă v-a plăcut rețeta, vă invit să mă urmăriți pe Facebook și pe YouTube gheteșteușor.ro. Vă urez foarte bună! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici! Pa, pa!